Steaua București revine acasă în Ghencea într-un meci oficial după mai bine de 3 luni. Echipa antrenată de Daniel Oprița va întâlni duminică o nouă promovată în Liga Secundă, CSM Alexandria. Pe primul meci pe care îl jucăm acasă, cu Alexandria, un meci greu. Toate sunt grele. Ați văzut și cu Metalul Globus, dacă nu reușești să înscrii mai multe goluri, pot apărea surprize. Alexandria a câștigat la, la Chiajna cu echipă care este favorită la promovare, așa că nu va fi ușor, dar sperăm să facem un meci bun și să luăm cele trei puncte. Care sunt aturile echipei împotriva Alexandrei? Forța grupului, calitatea jucătorilor, pentru că sunt jucători cu, cu calitate, cu experiență și la nivelul Ligii 1 și la Liga 2, așa că astea ar trebui să fie aturi importante pentru noi, suporterii, pentru că jucăm acasă, pe propriul stadion, așa că avem multe aturi ca să putem câștiga acest joc. După ce în etapa a treia Steaua a învins în deplasare Unirea Deci cu 6 la 2, Roșii Albaștri întâlnesc aceeași echipă și în pleoful Cupei României, miercuri 30 august și tot în deplasare. Va fi diferite meciul din cupă. Să sperăm că vom reuși să câștigăm, pentru că e importantă cupa pentru noi. Nu știu dacă e o tragere bună sau, sau rea, așa din, prin prisma deplasării și drumului lung pe care îl avem, nu e foarte bine, mai ales că vom avea încă un meci la Șelimbăr. Tot în, tot în, deplasare, dar asta e, așa joacă și celelalte echipe, trebuie să ne conformăm și să, să, reușim să câștigăm cele trei meciuri pe care le avem, după care urmează pauza din ocazia meciurilor echipe naționale, așa că trebuie să tragem tare meciurile astea trei, să, să ieșim cu cu victorii din toate. Deși are doar 23 de ani, fundașul Adrian Ilie a ajuns unul dintre cei mai vechi componenți ai echipei noastre. El își dorește să îmbrace tricoul roșialbastru încă mulți ani de acum încolo. Acum 5 ani nu mă așteptam nici măcar să joc la Steaua, dar să mai fiu și cel mai vechi sau pite cei mai vechi. Este o onoare pentru mine în primul rând și în al doilea rând vreau să mai joc mulți ani dacă se poate cu Steaua aș vrea în Liga 1. Dacă ar fi să prinzi un contract în afara, la ce echipă ți-ar plăcea să joci? Nu am o echipă anume, însă mi-ar plăcea să joc în Anglia pentru că este un, este un capena puternic și este mai de alergare, dacă pot să spun așa. Promovată de la Academia de Fotbal a Stelei la echipa de seniori, Alin Raicu a marcat și el în întâlnirea de la Dej. El își dorește să joace cât mai mult timp la Steaua, iar idolul său este un jucător olandez. Îmi doresc în primul rând să promovăm anul acesta, să avem drept de promovare și să joc pentru Steaua foarte mult timp. Ai vreun idol, vreun exemplu de fotbalist de la echipele mari? Jucătorul meu preferat, idolul meu este Frankie de Jong și vreau să ajung ca acesta. Steaua va juca în etapa 4 a patra primul meci din acest sezon în Ghencea, duminică de la ora 11 împotriva echipei CSM Alexandria.